Pongasi la gemella o no episod din Greni. Astăzi sunt cu fratele meu Vlad. Bune. Și ne vom juca în Greni. E primul episod din Greni, dar că n-am mai filmat de atâta timp că am avut o problemă cu telefonul și n-am putut să o rezolv până acum. Niciodată, dar niciodată, să nu luați pe Teddy, să nu luați pe Teddy, pentru că o să vină doamna mușchetar și o să vă omoare. Bine, nu poate să intre tot dumneavoastră acolo, pentru că ea este, holy fuck, am găsit o bucată din pistol, din pușcă. Auză, speretoare de ceouri. Fugi, 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 bine. E ușor. Ușor am pus-o. Hei, vino după mine! Aici cred că este o saună ceva. Da. Este o ascunzătoare pe aici, parcă. Da, da, uite, uite, uite-o. Ce avem aici? A, o bucată din puzzle. O să ne tărăm noi pe aici. Aș dori să promovez canalul lui Vlad Grecu, adică fratele meu. Și dacă se poate să facă și el măcar 30k. Să fie bucuros și el. Dacă nu știe cum se joacă Greni, o să vedeți acum baba. Trebuie să apară și niciodată să nu trece peste clopoții aceștia. Ia să vedem. Ia cum intră. Și a intrat în stațiu. Miss frumusețea moartei. Moartei. Cea mai frumoasă bătrânică. Mergem să căutăm acum inerul la fântână.
ca să putem să deschidem, să vedem ce cadou ne dă. Bulan de carne de porc. Sărăcuțul purcel. Scuzați gălăgia, sunt vecinii pe aici și fac treabă. Tanti, s-a dus pe acolo. Intră pe acolo. Intră, tanti, intră. Drumul e deschis. Oh, da, intră, intră, intră. Acum, hai să ieșim repede, repede. Să nu ne audă, să nu ne vadă. Oh, da, așa, așa, așa. Intră, să vedem. Mic. Do you want to play hide and seek? Am dat-o bă. Și masa. Da. Condolențe. Da, bun, dragii mei. Ăsta a fost încheierea și ne auzim la următoare.